Bună seara, doamnelor. Bună seara, domnilor. Încă din preambulul acestei emisiuni, țin în primul rând să vă mulțumesc dumneavoastră, giurgiuvenilor, să vă mulțumesc pentru mesajele frumoase pe care le-am primit în ultima perioadă, în acest moment mai delicat al vieții mele. Țin să le mulțumesc de asemenea oamenilor politici care s-au implicat și mi-au acordat susținerea dumneavoastră. Aș vrea să le mulțumesc tuturor, iar dacă voi omite pe vreunul dintre domniile lor, îi rog încă de pe acum să mă iert. Țin să-i mulțumesc în primul rând domnului Radu Pop. Nu mă așteptam la gestul dumnealui, un gest, din punctul meu de vedere, fair play, cinstit și care îmi dă puterea să lupt în continuare și să fiu același om care să vă prezinte adevărul netrunchiat, să pot să spun lucrurilor pe nume. De asemenea, îi mulțumesc domnului deputat Nicolae Florian, îi mulțumesc domnului Gigi Ștefan, domnului Beianu Dumitru, țin să-i mulțumesc domnului Toma Petcu, care m-a surprins susținerea dumnealui, cu toate că eu nu de puține ori am criticat partidul. Îi mulțumesc prietenul meu Neluțu Muscalu. Nu în ultimul rând îi mulțumesc domnului senator Nicolae Bădălău, care mi-a explicat că partidul nu este în nicio formă implicat în demersul domnului primar Barbu, acela de a-mi acționa în instanță. Sunt mulți, sunt foarte mulți oameni cărora trebuie să le mulțumesc. Chiar am rămas surprins, plăcut, de încurajările și de faptul că sunt alături de mine. Da? Cam atât despre acest lucru. Invitatul meu din această seară, doamnelor și domnilor, este domnul Matei Mihai, de profesie inginer mecanic, și consilier local cu vrerea dumneavoastră și a bunului Dumnezeu din partea Partidului Național Liberal. Bună seara, domnule Matei. Bună seara dumneavoastră și, și telespectatorul dumneavoastră și mulțumesc pentru invitație. Da. Domnul Matei, sunteți membru PNL cu state vechi, dar acum ați apărut în lumina reflectoarelor, că acum suntem în platou. Sunteți, dacă nu mă înșel, pentru a doua oară în platou emisiuni. Da. Da? Încă o dată mulțumesc pentru invitare. Matei, ce v-a determinat pe dumneavoastră să intrați în acest foc, în această bătălie? Care e motivul care v-a determinat să candidați pentru funcția de consilier local, să ajungeți consilier local? Ce v-a mânat în luptă? Da, sunt două motive. De multe ori, sunt de vorbă cu prietenii, tot criticam administrația locală, ce se întâmplă în oraș. Și într-o zi m-am hotărât, zic, ce ar fi să încerc, ce ar fi să candidez pentru o funcție de consilier local. Prietenul mi-a spus, ce ai nebunit, cum te bași tu în chestia asta, tu care îi criticai, acum poți să fii criticat, o să... Zic, mă, nu știu, dacă stăm toți așa și doar privim și nu ne implicăm, tot timpul poți să ne plângem că lucrurile nu merg bine. Asta a fost unul din motive. Și al doilea a fost când am fost contactat de către domnul deputat Nicolae Florian, candidatul Partidului Național Liberal la funcția de primar, și mulțumesc pentru că a avut încredere în mine și m-a cooptat în echipa dânsului, alături de ceilalți colegi ai mei, care zic eu că sunt niște colegi deosebiți și oameni serioși și, cum spunea și dânsul, au confirmat fiecare la locul nostru de muncă, n-am fost implicați în afaceri cu statul și sperăm în continuare să facem să fim utili
Da. E un lucru bun ce vă propuneți. Să fiți util. Dar să știți că și eu îmi doresc să fiu tânăr, să am succes dacă agici, dar nu prea reușesc. Prima ședință a Consiliului Local, ce impresie v-a creat? Cum vi s-a părut? Ați urmărit la televizor. Îi urmăreați consilierii locali în disputele pe care le aveau. Acum ați ajuns și dumneavoastră acolo. Cum vi se pare? E prima dată când ocup această funcție onorantă de consilier. Nu știu ce să zic, mi s-a părut un pic mai, nu știu, eu vedeam lucrurile un pic mai altfel. Dar am văzut la ceilalți consilieri, la cei din PSD, și sunt, cum să vă zic eu, sunt un pic mai pătimași așa în ceea ce fac și vor să treacă foarte repede peste lucrurile care eu zic că trebuie dezbătute cu atenție. Și ați văzut după ședință, în privința votării bugetului, suplimentării de fapt a bugetului, că el a fost aprobat înainte și acum s-a cerut o suplimentare, noi ne-am abținut. Înainte de a intra în dezbaterea propriu-zisă a ceea ce s-a întâmplat în ședința Consiliului Local, vrem să vă întreb ceva. Dumneavoastră este 7 consilieri până? Da. Credeți că în momentul în care, acum ați avut o șansă, au fost decât 10 consilieri PSD prezenți, unul dintre unii lor a absentat nu știu din ce motiv, credeți că veți putea schimba ceva în momentul în care dumneavoastră și ALDE 3 și cu 7-10 majoritatea o deține PSD-ul? Crezi că puteți schimba ceva când majoritatea va vota pe bandă rulantă toate proiectele de hotărâri pe care le va prezenta executivul în cadrul ședințelor Consiliului Local? Da, e adevărat ce spuneți. Dânsii sunt... Noi să încercăm să facem tot ce ne stă în putință, să trecem, noi nu suntem de rea credință, noi o să aprobăm tot ce este corect și tot ce este în binele giurgiuvenilor. Indiferent că propunerea vine din partea PSD-ului, din partea ALDE, bineînțeles din partea noastră cu atât mai mult, dar să vedem dacă dânsii o să aibă tăria să treacă și proiectele noastre. Să treacă proiectele. La momentul actual sunt precum în bancul cu Radio Erevan, când e întrebat dacă cu cine se învecinează Rusia și Radio Erevan răspunde, zice, cu cine vrea ea. Ei, așa suntem noi în poziția asta. Ce proiect o să treacă PSD-ul? Ce dorește el? Nu știu. Noi o să fim foarte atenți. Noi trebuie să avem grijă de buget, de banii giurgiuvenilor și atât cât putem o să încercăm să stopăm cheltuirea a banului public. Da. Îmi aduc aminte de o discuție pe care am avut-o noi cu mult timp înainte de a se așeza apele, în care dumneavoastră vorbeați despre un lucru extrem de frumos. Vorbeați despre lucrurile făcute la vedere. Vorbeați despre... Mi-aduc aminte că... Da, încerc să redau cât mai exact că, cum ați spus dumneavoastră. Ați vorbit despre licitațiile publice care... Licitații, despre licitații, așa? Pe care dumneavoastră spuneați că vreți să le faceți publice. Să participe presa, să participe chiar și oameni interesați și să se facă la vedere.
Credeți că e posibil ca acest lucru să mai fie făcut acum? Nu știu, mă bucur că vă amintiți de discuția noastră, dar v-am precizat atunci că asta mi-aș dori să se întâmple dacă noi vom câștiga primăria Giurgiu. Dar, din păcate, nu s-a întâmplat asta și datorită absenteismului de la vot al giurgiuvenilor, peste 50%. Ce considerați chiar că, uite, mi-a ridicat o minge la filă? Care credeți că a fost motivul care a determinat pe giurgiuveni să stea în casă în loc să se ducă la vot? Nu știu, probabil că lehamita asta, că tot timpul li se promite de zeci de ani și ei nu văd că nu se întâmplă nimic. Și spuneam dar, dânsii așa au considerat că trebuie să procedeze, nu știu, eu aș ieși și la vot, indiferent, domne, nu contează cu cine votai, important era să ieși la vot. Da. Chiar cu dumneavoastră în emisiune discutam o problemă la prima noastră emisiune, în sensul că eu spuneam că ca și cetățean al acestui oraș va trebui să merg la vot. Numai că am o dilemă. Apărea oameni pe care eu îi consideram buni ca reprezentanții ei noștri în Consiliul Local. Numai că domniile lor erau unul la PSD, unul la ALDE, unul la PNL. Și probabil și ăsta a fost unul din motivele care i-a determinat pe oameni să stea în casă. Faptul că nu reușea să coaguleze într-un nucleu oamenii de care aveau nevoie sau care considerau că îi reprezint. Și atunci, probabil au zis, mai bine stăm acasă. Eu nu sunt de acord cu acest mod de a gândi, dar trebuia să se ducă și să-și exprime votul și să-ți spune că am unul bun și votez pe ăla, indiferent la ce partid era. Numai că s-au prezentat doar 26.000 din 58.000 de alegători. Mă rog, acum faptul este consumat. Bun, asta a fost opțiunea dumneavoastră. Bun, sigur că da. Dar în același timp, nici dânsii să nu mai exprime nemulțumirea. Știți ce se întâmplă? De regulă, cei care nu participă sau nu sunt implicați în niciun fel de activitate sunt cei mai vehemenți critici. Da, da. Deci, lor nu vin la vot, nu se prezintă, nu pun ștampila. Da, critic. În schimb, critic. Da. Haideți să revenim acum la ultima ședință a Consiliului Local, care mie mi-a lăsat un gust amar. Și mie. După ședința Consiliului Local și chiar în timpul ședinței Consiliului Local, domnul primar Barbu s-a arătat profund dezamăgit, ba chiar am observat o umbră de suferință pe chipul dumnealui, în momentul în care a spus că trei școli din municipiul Giurgiu, sau profesorii de la trei școli din municipiul Giurgiu, mai bine zis, vor rămâne fără salarii datorită faptului că dumneavoastră, consilierii PNL și ALDE, nu ați votat această minune de suplimentare a bugetului de venituri și cheltuieli. Da. M-am uitat și eu. Eu deja mi-am format o părere. Dar părerea mea contează mai puțin. Dumneavoastră sunteți cei care trebuie să spuneți oamenilor de ce spune primarul că profesorii nu-și vor lua salarii. Da. Deși ni s-a reproșat faptul că profesorii nu-și vor primi salariile, dacă ne uităm atent la poziția 6 învățământ, la cheltuieli cu personal nu este cerută nicio suplimentare. Profesorii își vor primi salariile. Domnul primar a indus în eroare opinia publică. Nu, dumnealor își vor primi salariile. A fost aprobat bugetul de la început, iar acum nu s-a cerut niciun fel de suplimentare pentru dumneavoastră.
Și atunci de ce procedează în acest mod, domnul primar? Nu știu, am văzut eu că ne-a reproșat că datorită vouă, să vedeți că nu o să-și ia profesorii salariile și așa mai departe. Și o să afle giurgiuvenii ce ați făcut voi în Consiliu, că n-ați votat. Nu, noi ne-am abținut de la vot. Nu am votat împotrivă. Abținere sau vot împotrivă? Mă rog, mie nu prea mi se pare corect, dar în fine. Așa sunt calculate ca și vot împotrivă. Dar noi ne-am abținut. Cum ne-am abținut și datorită altor... de exemplu, altor cheltuieli care doreau să fie făcute. De exemplu, tablete, iPod, tablete, dar nu s-a spus pentru ce folosesc. S-a cerut o sumă de 800 de milioane. Pentru ce această sumă? Câte tablete vor, pentru cine vor să cumpere dumneavoastră tablete de 800 de milioane? Că dacă vor să cumpere numai pentru consilieri, dacă împărțim la 21 de consilieri, rezultă o sumă de 38, ceva milioane per tabletă. Acum să fim serioși. Cu 38 de milioane, cel mai performant laptop. N-am înțeles de ce. Nu erau bune tablete la 6-7 milioane? Adică la... Dar unde sunt tabletele celorlalți consilieri locali? Care, în mod normal, nu știu unde sunt tabletele celorlalți. Odată ce dumneavoastră nu mai sunt consilier local, bănuiesc că ar fi putut să vi le predea și să le folosiți în continuare. În condițiile în care una, două nu mai erau funcționale, putea să vă cumpere pentru cei care nu aveați. Tot numărul așa de consilier nu s-a modificat. Pentru o sumă de 278.000 de lei, noi, pentru execuția unor grupuri stadione la stadion, unor grupuri sanitare la stadionul Mihai Anastasovici. Ne-am întrebat, bine, toate acestea vreau să vă spun că nu au fost fundamentate și n-au în spate nimic care să, de exemplu, la investiția la stadion, noi știm că există, de exemplu, un contract cu stadionul, e un parteneriat cu Clubul Astra. Primăria Municipiului Giurgiu. Noi nu-l cunoaștem, nu ni s-a pus la dispoziție, dar mie mi se părea corect, în momentul în care vii și îmi ceri cele 278.000 de lei, să-mi spui, domne, dumneavoastră nu știți, sunteți noi în Consiliu, uitați, noi vă prezentăm care este contractul cu Clubul Astra. Odată contractul. Cine investește acolo, cine plătește investițiile, cine are dreptul să facă investițiile și așa mai departe. Uite ce facem noi, uite care sunt obligațiile noastre, care sunt obligațiile noastre. A doua la mână, ni s-a spus că, domne, există, nu avem ce să facem, trebuie să aprobăm, că dânșii au primit o hârtie de la UEFA, Clubul Astra participând în Champions League, probabil normele sunt altele decât în UEFA. Și atunci mi s-a spus, domne, trebuie suplimentate toaletele cu număr de... Dar nu mi s-a spus nici numărul. Mi s-a cerut doar suma. Da, domne, vino și spune, domne, uite ce ne cere UEFA. Participând în Champions League, trebuie să avem pentru numărul de spectatori. Mă iertați. Pentru număr de spectatori, la numărul de spectatori care sunt pe stadion, trebuie să... Dispui de atâtea toalete. Da, trebuie să existe atâtea toalete. Bun. Trebuie să existe atâtea toalete. Dar nu s-a spus și nouă, domnule, uite, am toaletele astea, sunt în număr de și costă atât per bucată. Mi s-a cerut doar o sumă. Domnule, vrem suma asta de 278.000 pentru a investi în construirea, în executarea unor grupuri sanitare. Și atunci noi stăm și ne gândim, domne, pentru ce le trebuiesc 278.000, sunt aproape 60.000 de euro. Eu nu cred că niște toalete poate să coste... Da. Astăzi, eu personal, dacă îmi permiteți, normal, personal da. M-am deplasat la Clubul Astra, da.
și am stat de vorbă cu dumnealor și am întrebat, domnule, câte toalete trebuie construite aici? Păi zice, domnule, trebuiesc 3 toalete, 3 grupuri sanitare, câte 4 toalete. Deci, în total, 3 containere, cum spunea domnul primar, cum sunt cele din alei, cum e cel din alei, trebuie un număr de 3 și fiecare container să aibă 4 toalete. Și am zis, domnule, la 21.000 bucata de euro, îți cumpere apartament. Construiești o casă. Sau construiești o casă cu parter la roșu, nu știu. Nu știu, mai bine dăteam banii pentru bursele elevilor, făceam orice altceva. Nu vi s-ar fi părut normal să aveți în spate anexat un deviz estimativ de lucrare? Ba da, asta... Eu nu pot să cred că un primar poate să vorbească despre o sumă până nu are o documentație care să susțină suma respectivă. Ori în condițiile date în care nu vi s-a prezentat nicio documentație, niciun deviz estimativ din care să vă puteți da seama, dom'le, atât costă, mi-e greu să cred că cineva poate să aprobe, pentru că orice aprobare a dumneavoastră, mai devreme sau mai târziu, dacă cineva constat că s-au produs erori în ceea ce privește legislația, sunteți direct responsabili. Absolut. Vrem să vă mai spun ceva. Astăzi a avut loc o conferință de presă a ALDE, da? Da. Președintele partidului, domnul Toma Petcu, a făcut câteva observații legate de lucrul acesta. Printre altele, a spus că în 2011 domnul primar Barbu a fost foarte vehement și a exprimat punctul de vedere în sensul că echipa asta nu are ce căuta la Giurgiu. Totodată, domnul Toma Petcu, alături de fostul primar de atunci, domnul senator Lucian Iliescu, au făcut un contract cu clubul Astra, în care contract are clauze. Una dintre clauze este ca municipalitatea să nu investească niciun leu. Municipalitatea, conform contractului, are obligația să asigure întreținerea, să plătească cheltuielile curente, ceea ce presupune energie electrică, apă, canal, utilități. Dar nu are voie să investească. Ori eu stau și mă întreb, cum poate edilul nostru să facă o investiție atunci când... Pe care nu are, nu are voie să o facă. Ce s-ar fi întâmplat în eventualitatea în care dumneavoastră, în necunoștință de cauză, ați fi ridicat mânuța ca un automatism și ați fi votat. Curtea de conturi urma să verifice, da, cum s-au cheltuit bani. Și atunci constata că au fost cheltuiți banii nejudicios, ilegal, și atunci erați direct responsabil. Eu vă felicit pentru punctul dumneavoastră de vedere. Dar din câte am auzit și am mai stat și eu de vorbă cu oamenii, până la extraordinara care o va face domnul primar când se va întoarce din străinătate, pentru că am înțeles că acum a plecat în străinătate, nu știu ce probleme are lui, concediu, până e sănătate, să ne țină Dumnezeu sănătos, nu știu. Dar la extraordinară se va modifica acest punct și acolo vor apărea niște toalete din astea ecologice modulare care vor fi instalate, ale căror preț de cost se reduce la mai mult de jumătate față de cât vi s-a arătat. Cu toate acestea, îmi permit să vă sugerez să cereți contractul, pentru că chiar și achiziționarea acestor toalete presupune tot o investiție. Și să urmăriți să vedeți dacă contravine sau nu legislație. Vedeți, de aceea v-am spus, noi nu avem acel contract, nu l-am avut în față, care cred eu că era necesar să ne fie să ne fie arătat. Probabil de aceea nu ne-a fost arătat,
pentru ceea ce spuneți dumneavoastră, că noi nu avem dreptul să investim în acel stadion. Să facem investiții de... Nici eu nu am văzut contractul, vă spun... Deci, bine, acum nici eu nu pot să spun, dar până în momentul în care nu-l vedem, nu putem să acuzăm. Dar dacă e adevărat ce spuneți dumneavoastră, atunci era un lucru foarte grav. Chiar și așa e bine. Și acum chiar mă bucur că m-am abținut de la vot. Atât eu cât și colegii mei. Da. Mă gândeam... Ce se va întâmpla în continuare, în condițiile în care vor mai apărea astfel de inadvertențe, de lucruri la limita legalității și majoritatea va vota. Ați luat în calcul, inclusiv, eu știu, aducerea la cunoștință a ceea ce dumneavoastră considerați că nu este tocmai legal prefectului să fie atacate în contencios administrativ? Dacă vor trece proiecte de hotărâre pe care dumneavoastră nu le considerați oportun. Nu știu, domnul primar ne-a amenințat că oricum cu voi sau fără voi, adică cu noi consilierii care am votat, ne-am abținut sau cei de la ALDE care au votat și dumnealor au fost contra acestei investiții, împotriva acestei investiții, ni s-a spus că și cu voi și fără voi tot o să trec proiectul. Și atunci, foarte bine să-l treacă, nu-i nicio problemă, dar eu așa cred că trebuie să fim mai atenți cu cheltuielile pe care le facem și, în primul rând, să fie legale, să fie fundamentate, și să vi se prezinte toate elementele. Și să ni se prezinte toate elementele necesare. Da. V-am spus, repet, dacă e un proiect bun pentru giurgiuveni și e corect și pentru Giurgiu, noi îl votăm. Nu contează că e venit din partea dânșilor sau din partea ALDE. Dar o să vedem și dacă din ceea ce propunem noi o să ne treacă proiectele. Că am promis și noi giurgiuvenilor și trebuie să ne ținem de cuvânt. Cam ce ați promis dumneavoastră, Giurgiu Veniu, dintre proiecte? Adică cam ce gen de proiecte intenționați să avansați? Noi le-am spus Giurgiu Veniu că pe noi, în primul rând, ne interesau locurile de muncă prin atragere de investitori. Prin atragere de investitori și de oferire, bineînțeles, a facilităților pentru investitori. Chiar în timpul perioadei de campanie, trimite, au venit investitori din Coreea de Sud, era ceva o firmă și cu capital american, care vrea să investească într-o oțelărie. Am fost acuzați că am adus chinezi de la Europa, că, mă rog, mizerii de genul ăsta. La fel le-am promis că vom începe vom începe cu străzile din marginea orașului, să venim către centru. Că tot timpul, tot ce s-a făcut, numai din centru s-a pornit către periferii. Către periferii. Nu, noi le promisesem giurgiuvenilor, le promisesem că o să începem cu periferia și că o să venim. Fiindcă în campania electorală am stat de vorbă cu mulți oameni care stau la periferia orașului și a zis, domnule, când o să apucăm și noi să plecăm în pantofi din casă, că noi de 25 de ani plecăm în cizme când plouă și când e zăpadă și ne luăm încălțările de oraș, ne luăm sacoșe. Când ajungem la asfalt, atunci ne încălțăm. Și am zis, domnule, vă promitem, deci în primul rând locuri de muncă și în al doilea rând să începem cu periferie. Sistematizarea orașului. Cu sistematizarea orașului dinspre periferie spre centru. Rămânea centrul, mai cărpeam pe aici, pe acolo, nu, deocamdată era suficient și în centru. Trebuia să începem în primul rând de acolo. De la linia Videle, de Ramadan, de toate străzile din zona aceea și așa mai departe. Eu am spus-o și o să mă repet, poate o să mă audă și domn primar odată și odată, am și scris de nenumărate ori. Există un factor de risc extraordinar în zona Rudarei.
Da, exact despre asta vreau să vă spun. Copiii sunt expuși și accidentelor. Absolut, au fost și accidente mortale, da, copii care au fost loviți de tiruri și de... Pe nimeni. Și le-am promis, domnule, măcar, măcar un trotuar o să vă facem, fiindcă este mare nevoie în acea zonă de trotuar. Copiii merg la școală și acum... Bine, acum o să fie vacanța, dar vă dați seama și acum, o să iasă la joc, o să se... Da, iar o să iasă în stradă și, Doamne ferește, se poate în zona aia chiar nu există amenajat niciun loc. Bineînțeles că nu există niciun parc în zona aia, nu există canalizare, nu există asfalt, dar de asta nu mai vorbim. Dar de atâția ani nici măcar un trotuar să fie făcut pentru dumnealor. Da. Ce alte nereguli ați mai constatat dumneavoastră în proiectele de hotărâre din ședința Consiliului Local? De exemplu, avem de la direcția de la Giurgiu Servicii Local. Se cerea o suplimentare privind întreține zone, spații verzi, deratizare, dezinsecție, decorare, parcuri și așa mai departe. Și presupun întreținerea bazelor sportive și așa mai departe de 1.000.000 de lei. Bine, domne, 1.000.000. Cinstit să vă spun, nu știu dacă e o sumă mică sau dacă poate trebuia să fie mai mare. Nu știu. Dar spune-mi pentru la ce folosești banii ăștia. Că dacă mi folosești la stropitul cu avionul pentru țânțari, eu cred că atunci s-a stropit pentru țânțari cu produse de la Hexifarma, că n-au avut niciun efect. Sau s-a împrăștiat țânțari. Și atunci pentru ce încerci suma asta? Iar să folosești banii pe prostii de genul ăsta? Pentru ce? Ai venit cu o fundamentare, mi-ai spus, doamne, milionul ăsta îl folosesc pentru, uite, atâta salarii, atâta pentru curățenie, atâta pentru... Sunt reflectate salariile acolo, pentru că salariile sunt reflectate încă de la început, în bugetul anual. Asta e ca o și suplimentare. Păi asta e o suplimentare. Bugetului. Da. Într-adevăr, salariile lor sunt în jur de 3 miliarde în lei vechi pe lună. Și nu putem contesta, oamenii chiar muncesc. De ce v-am spus? Eu nu știu, poate e o sumă mică, poate trebuia mai mult. Da. Dar vină și punem, fundamentează, da? Punem în spate. Ce justifică solicitarea acelei sume, da? Suma asta? Pentru ce vrei să o cheltuiești? Și atunci cum? Vedeți? Atunci stai și te întrebi, mă, ce se întâmplă acolo? Și atunci, de aceea am luat hotărârea. Dumnezeu, ne abținem. Dacă nimeni ne spune nici cu toaletele de la stadion, nici cu milionul de aici, nici cu banii profesorilor, cu minciuna aia că... Nu, banii profesorii își vor lua banii. Atunci, dacă ne tot minți și nu ne spui adevărul, eu nu pot să votez ceva despre care nu știu. Da, așa este. Dintre consilierii PNL, două doamne sunt profesoare. Ar fi fost culme ironiei ca doamnele profesoare să voteze să nu-și ia salariile cu legea dumneavoastră. Bineînțeles. Da. Că avem două profesoare. Da, pe doamna... Doamna Alina Meca și doamna... Adelina Sârbu. Da. Este foarte adevărat. Nu știu, la fiecare proiect trebuie să analizăm oportunitatea proiectului și ce avantaje... Oportunitatea și legalitatea. Și legalitatea și ce avantaje are comunitatea. Dacă oportunitatea poate fi, eu știu cât de cât, să mai poate lucra pe ea, în ceea ce privește legalitatea, nu se discută. Și fiecare proiect trebuie să fie bine fundamentat și legal. Atâta ne dorim. Și din partea noastră nu o să fie niciodată... A mai fost un punct care s-a dorit să fie suplimentat ordinea de zi, da, cu societatea Tracum, în care, da, domnul primar intenționa să aloce niște bani ca să
păstreze patrimoniul, care se referă la teren și la clădiri. Nu știu dacă dumneavoastră ați urmărit în mandatul trecut. Da. Când societatea Tracum funcționa și îi trebuia o sumă de bani ca să poată funcționa în continuare, să plătească ceva pe care primăria îi putea da. Nu am să înțeleg nici acum și poate niciodată de ce a fost necesar să desfințăm societatea Tracum, care era a noastră, a municipalității. Și a trebuit să aducem o altă societate comercială, să plătim redevențe și să cheltuim mai mult decât cheltuiam cu societatea comercială Dracu. Ori acum vii și ești de acord să plătești aceea sumă, nu ca să salvezi o societate să funcționeze, să salvezi clădirile și teren, patrimoniu. Care e tot al tău. Eu mă întreb. Nu știu dacă e adevărat, pentru că nu vreau să mai mă dea încă o dată domnul primar în judecată, dar dacă consideră asta, e, mergem înainte. Nu vreau să cred că vrea să salveze patrimoniul Tracum, ca ulterior să fie vândut, cum s-au vândut și stomatologia, cum s-a vândut și voința, cetatea, unde ne jucam când eram mici. Unde s-au vândut atâtea alte obiective care nu mi-amintesc să le fi văzut că s-a licitat vreodată, că s-au scos la licitație. De ce se dorește lucrul ăsta? Nu este... De ce credeți? Nu știu care era intenția sau care este intenția domnului primar, dar societatea Tracum a fost lăsată de izbeliște. Nu, eu cred că a fost lăsată intenționat. Toată această datorie s-a tot rostogolit de ani de zile. Poate asta s-a și dorit, păi, ca să se ajungă la faliment. Când foarte bine puteam să investim, să cumpărăm autobuze în leasing și să ne folosim noi și să se folosească Giurgiu de această societate. Și nu să mai fim nevoiți să apelăm la alte societăți de transport. Eu n-am nimic cu omul ăsta care... Nici eu nu am nimic. Sau societatea comercială respectivă. Nu, eu spun ce aș fi făcut. Aș fi investit în autobuze. În societatea mea, domnule. Da, ea exact, mea. În societatea mea, că e a mea. Ea Giurgiu Velu. Le-aș fi spus Giurgiu Velu. Uite, bag bani aici în societatea asta. Uite ce vreau să fac. Vreau să cumpăr autobuze noi, să nu mai stați înghesuiți precum sardelele în microbuzele astea. Sau până le achiziționăm, o să apelăm la firma care, la o firmă terță care să facă transportul, să ne punem la punct, să investim, să cumpărăm autobuze în leasing ca să ne fie ușor, da? Mai ușor, să le plătim și să fie viabilă această societate. Să avem, să fie acolo locuri de muncă, să... Fii, încă o dată, de ce trebuie să cheltuiesc acum, când puteam să cheltuiesc atunci și să salvez o instituție, o întreprindere a noastră, să salvez locurile de muncă ale oamenilor ăla care erau acolo? De muncă, da. Păi, prin desfințarea societății, noi am lăsat oameni fără locuri de muncă, domnule. Absolut. Da? Și acum venim să salvăm clădirile. De ce? Care sunt tot ale noastre. Dar de ce e așa? Și dumneavoastră credeți de ce nu normal lăsăm, dacă există o datorie? E normal să investești. Adică eu ce fac acum prin această majorare de capital care ni s-a solicitat? Care vreau să vă spun că nu era normală și nici legală. Ce să-mi răscumpăr? Ce al meu? Ce al meu? Păi cam așa. Adică, Dumnezeule, ce înseamnă? Eu să-mi cumpăr ce al meu, să-mi răscumpăr. Ca să plătesc datoriile făcute în decursul anilor, fiindcă eu nu m-am interesat să... Exact. Și de ce o mai cumpăr acum? La ce mai folosești? Păi nu mai folosește la nimic. Acum, probabil, așa cum ne-a spus și dânsul în ședință, o să intre în faliment. Și o să fie vândută. Și probabil unii așteaptă să cumpere. Știi, să nu o vândă aia, să o vindem noi sau cum. N-am tot, nu înțeleg. În sfârșit. Nu știu. Fiindcă această majorare de capital care se cerea, aceasta nu a fost prinsă în planul de reorganizare. Dacă citiți aici
în adresa cabinetului de insolvență, în planul de reorganizare au fost prevăzute mai multe măsuri. De înființarea unei asociații de dezvoltare intercomunitară Transurban Giurgiu, da, având ca membri fondator Consiliul Județean Giurgiu, Consiliul Local Giurgiu, Primăria Slobozia, Malu, Găujani, Stănești, Izvoarele și așa mai departe, pentru a asigura transportul elevilor și profesorilor din comunele respective la școlile din municipiul Giurgiu. Deci venea cu o soluție. Da, era o soluție, da? Da. Efectuând 3 curse minim pe zi pentru fiecare localitate, să se valorifice unele bunuri mobile și imobile care nu sunt necesare pentru desfășurarea activității, dar toate acestea nu s-au făcut. Eu acum nu mai pot să vin cu o majorare de capital ca să-mi cumpăr ce al meu. Da, am înțeles. Da. Din moment ce n-a fost aprobat de către de planul de organizare, nu a figurat în planul de reorganizare majorarea de capital și nu a fost aprobat de către tribunal și de către adunarea creditorilor. Nu pot acum să mai vin să majorez capitalul. Nu am cum. Aș fi fost de acord cu plata salariilor și, mă rog, remunerația cabinetului de insolvență. Da. Dar nu se poate, că tot o mărire ar fi însemnat și asta de capital. Și ilegal. Și în țara asta toată lumea trebuie să se opună legii insolvenței, care e clară pentru toți, indiferent că ești unitate de stat, că ești SRL, că ești ce ești. Deci nu puteam să facem așa ceva. Iar de aceea ne-am abținut. Da. Interesant. Eu chiar am scris un articol pe care l-am intitulat Primar nou, metehne vechi. Da. Dacă vom continua în ritmul acesta, domnule Matei, ce se întâmplă cu noi, cu Giurgiu Venedo? Ce așteaptă oamenii? La ce să se mai aștepte bun? Pentru că, cel puțin din ce am discutat până acum, și sunt mult mai multe, da? Nu am... Ce se spere Giurgiu Venedo? Oricum, noi vrem să asigurăm pe Giurgiu Ven de toată buna noastră credință și că vom face tot ce ne stă în putință să stopăm cât mai mult risipa banii public. Cred că e cel mai important lucru, pentru că... Atât putem să facem... Cum și dumneavoastră ați precizat, PSD-ul are 11 consilieri, deci ei au majoritate. Dar cel puțin să le aduceți la cunoștință oamenilor. Absolut. Și promitem că de fiecare dată, după fiecare ședință de consiliu, consilierii PNL vor să vină și... Dumne Matei, majoritatea proiectelor la nivelul orașului, la nivelul județului, pe majoritatea politicienilor am auzit vorbind despre fonduri europene. Dom'le, să lucrăm, să atragem, să aducem fonduri europene, să... Nu vreau să discut de cum au fost cheltuite fondurile europene. Nu, pe parte de mine gândul, pentru că vedem exemplu concludent, hala de pește grus, care mai puțin se face un an și rămâne în continuare cu lacătul pus pe aia. Și trebuie să dăm banii, probabil că deci nu despre asta intenționăm să vorbesc. La nivel european se întâmplă un lucru extraordinar de grav. După cum bine știți, Marea Britanie a părăsit Uniunea Europeană. Acum, în Cehia, se face referendum. Asta vreau să vă spun, că am văzut la televizor la fel și în Cehia. E ca principiul dominoului, știți? Da. Așez toate plăcuțele aia de la domino și pe atingi și ca toate așa, pac.
Am înțeles că și Franța intenționează, prin vocile pe care le-am auzit. Da, s-au auzit și italienii, spaniolii. Despre ce fonduri europene mai putem vorbi? Nu știu, și tocmai de aceea, dacă se va întâmpla așa ceva, bine, eu nu cred că se va întâmpla, dar... Dom'le, e una să nu credeți și e una să vă doriți. Eu am impresia că dumneavoastră mai degrabă vă doriți să nu se întâmple. Eu îmi doresc să nu se întâmple, da, înțeleg. Da, da. Îmi doresc să mi se întâmple. Trebuie să fim foarte atenți. O să vină o criză destul de mare dacă se întâmplă așa ceva. Ea acum este o criză, dar este lentă. Odată cu acest Brexit, o să se amplifice puțin. Și dacă și ceilalți își doresc ieșirea, o să fie o criză foarte mare. Și de aceea noi trebuie să fim foarte atenți cu banii pe care îi avem. Dacă noi români, să-i chipzuim. E greu. Și să-i... E greu. E greu pentru că, știi ce îmi spunea cineva? Poate iar o să fiu acuzat de... Da, asta e. Îmi spunea următorul lucru. Zice, doamne, politicienii, când stăteam și vorbeam așa cum vorbesc și cu dumneavoastră, ce vor politicienii ăștia? Spre exemplu, sunt oameni foarte bogați, oameni cu foarte mulți bani. De ce Dumnezeu se implică în politică? Păi zice, bă, tu n-ai văzut că dacă nu ești în politică și nu ești acolo amestecat în tărâțe, nu poți să reziști, falimentezi. Dar așa, dacă ești politician și ai și o firmă, contractele cu statul, pentru că altceva în țara asta nu funcționează. Da. Ce era de furat, s-a furat în primele etape, s-a devalizat tot, întreprinderi, industrie și tot ce am avut și noi, s-a dus dracu, așa cum s-a dus dracu și agricultura. Noi vorbim de agricultură, dar agricultura noastră e fracționată, nu putem vorbi de o agricultură la standard europene. Avem porțiuni unde se lucrează terenul foarte bine și foarte multe terenuri în pârloagă. Noroc că ne-au cumpărat străinii vreo 75% din suprafața agricolă și 25% e... Păi asta vreau să vă spun că e o mare greșeală, că ne-am vândut pământ. Nimeni din jurul nostru nu... Nu s-a procedat așa, sigur. Nu a făcut așa ceva. Ce vreau să vă spun? Vreau să vă spun de fapt că dacă noi... vorbeam de politice. Ce-i mână pe ei în luptă? Am eu chestia asta cu Mihai Eminescu și cu scrisoarea 3. Și îți spunea ceea ce v-am spus. Și zic, bine mă, dar nu mai e nimic de furat în țara asta. S-a dus dracu tot, ce să mai fură? La ce să mai bat? Bă? Și contractele cu statul zic, cât mai sunt viabile dacă... Bă, băiete... Păi ce sunt fondurile europene, mă? Nu trebuie și ele... Nu trebuie și ele împărțite între noi, așa... Împărțește... Ei, iacătă, că acum, să dea Dumnezeu să nu fie așa ce spun eu, pentru că vă dați seama că nu sunt chiar atât de dus cu pluta încât să-mi doresc lucrul ăsta. Dar, dacă fondurile europene vor dispărea, știți ce cred? Cred că se vor reduce extraordinar de mult intențiile oamenilor de a ajunge politicienă. Pentru că dacă nu mai e de jumuleală, nu o să se mai bată. Pentru că eu îmi puneam întrebarea înainte, nu acum la alegerile astea, tu zici că ăștia au bani, cheltuie sume, bagă mâna în buzunar la greu, acolo mici, bere, chestii, ăla săracul s-a chinuit să dea pui de găină, nu știu, pulpe, nu știu ce a făcut, alții, nu știu ce. De ce fac ei? Păi zice, îmi spunea prietenul meu, bă, lor li se întorc în sutii cu banii, băi, de-aia se duc. Stau liniștiți, au cheltuit. Poate și asta este explicația pentru care oamenii n-au ieșit la vot, să știți. Da, și asta e una din explicații. E, și acum revenim la lucrurile reale. Nu e dacă într-adevăr se va întâmpla lucrul ăsta și noi ne bazăm numai pe fondurile europene, ce se va alege de țara asta, doar? Ce se întâmplă cu copiii noștri, doar? Eu pun mâinile pe piept, mă duc, mi-am trăit traiul, mi-am mâncat mălar. De acum încolo eu nu mai speram să am un tren de ascendent. Vreau așa o linie dreaptă. Știi? Dar viața nu o poți programa mai ales astăzi. Nu-ți poți programa de azi pe mâine. Da, păi, a la lung. Ce se întâmplă cu copiii noștri? Ce se întâmplă cu țara noastră? Ce se întâmplă cu Giurgiu nostru? Cu Giurgiu, hai, cu Giurgiu, care poftim. Unde avem cea mai scumpă gigacalorie și cel mai mare impozit.
Apropo de gigacalorie, cel mai mare impozit. Anul trecut primăria s-a împrumutat de 1 milion de euro ca să asigure subvenții. Bani care vor fi reflectați în buzunarele oamenilor prin taxe și impozit. Da? De acolo se vor recupera banii ăștia, pentru că n-are primarul, nu vine cu bani de acasă, no, ca să... Tot din buzunarul nostru. Ce veți face în iarna asta, domnule Matei? Bine că mi-ai spus. Uite, lunile trec repede. Nu știu ce o să facem, nu știu ce gânduri are domnul primar. Dar cum credeți noastră că se poate soluționa lucrul? Mie mi se pare un lucru puțin alandar. Nu e cetul al nostru, al primăriei? Da. De ce între cet și, și beneficiarul agentului termic trebuie să mai existe o altă firmă și nu se ocupă direct primărie? Pentru că în primărie există o societate comercială înființată încă imediat după ce a venit în 2012, care are aceste atribuțiuni. De ce trebuie să încărcăm costul gigacaloriei cu încă o societate comercială? GEPA, nu știu cum îi spun. Nici nu știu cine e această societate. E GEPA. General, cum se... firma condusă de domnul Sorin Cepraga, fostul director al CET-ului. Da, așa. Dar păi dacă, nu, eu vă întreb este necesar un intermediar? E a mea, da? Dacă e a mea, de ce mai e nevoie de un intermediar? Intermediarul ăla ridică prețul de cost al gigacaloriei. Nu puteți să luați cuvântul și să întrebați, dom'le, de ce e necesară această firmă între noi, și, ca și furnizor, și beneficiarul agentului termic? O să ridicăm această problemă în Consiliu. Eu întreb. Și aștept. Eu întreb pentru că mă întreabă și pe mine oamenii. Să vedem cum... Și nu știu ce răspuns să le dau. Să vedem și noi răspunsul. O să ridicăm această problemă. Da. Și așteptăm să vedem răspunsul dumneavoastră. Colegii din EG îmi fac semn că timpul nostru aproape a expirat. Da. Nu înainte de a vă da posibilitatea noastră să le transmiteți un mesaj oamenilor, că așteaptă de la dumneavoastră. Da. Răspunsuri, eu știu. Vreau să le mulțumesc acelor la care ne-au acordat votul lor de încredere și să-i asigurăm atât pe ei cât și pe ceilalți cetățeni de buna noastră credință și le promitem că vom căuta să luăm cele mai bune și cele mai corecte decizii în folosul comunității. Și încă o dată le mulțumesc celor care ne-au acordat votul dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, și eu vă mulțumesc pentru răbdarea cu care ne-ați urmărit. Vă mulțumesc încă o dată pentru mesajele, pentru vorbele bune pe care mi le-ați transmis. Era să uit, îi mulțumesc și doamnei deputat Liliana Ciopanu, care m-a asigurat de tot sprijinul ei. Vă mulțumesc dumneavoastră, giurgiuvenilor. Vă mulțumesc pentru faptul că încă mai sunteți aici în Giurgiu și nu ați plecat. Până vinerea viitoare, nu-mi rămâne decât să vă spun o seară bună și să dea Dumnezeu să ne revedem sănătoși vinerea viitoare.